liniște înaintea lui Dumnezeu. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Psalmul 46:10. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem învăța în vremurile noastre este cum să fim liniștiți. Cred că unul dintre cele mai importante motive pentru care mulți dintre noi sunt epuizați și stresați este că nu știm cum să ne liniștim. Petrecând timp pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, învățăm să-I auzim vocea calmă ca El să ne poată călăuzi pașii. Trebuie să învățăm să fim liniștiți pe dinăuntru și să rămânem în această stare de pace pentru a fi mereu gata să auzim vocea Domnului. Mulți oameni aleargă astăzi de la un lucru la altul. Din cauza că mințile lor nu știu cum să fie liniștite, nici ei nu știu cum să fie liniștiți în inimile lor. Dacă am încetinit puțin ritmul și ne-am liniștit mințile suficient încât să auzim îndemnurile Duhului Sfânt, am putea trăi în pace, fiind gata să răspundem cu ascultare. Este ușor să vedem că nu e chiar așa de complicat să ducem o viață pașnică și fericită, lipsită de trudă și epuizare, atât timp cât rămânem liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune. Doamne, recunosc că doar Tu ești Dumnezeu. Știu că este important să tac înaintea Ta, așa că arată-mi cum să fiu liniștit pe dinăuntru, fiind mereu pregătit să aud vocea Ta.